Bună, săgetător, ce mai faci tu? Sper că ești foarte bine acolo unde te afli chiar acum. Eu sunt Rina Devi și am revenit cu lectura pentru luna august 2024 pe toate planurile pentru toți cei care aveți soarele, luna, ascendentul în săgetător. Primește un salut cald, drag săgetător, o îmbrățișare puternică, plină de lumină, de iubire. Amintește-ți că această lectură poate rezona sau nu cu tine. Tu va trebui să decizi dacă rămâi până la finalul acestei lecturi generale sau nu. Lectura este bazată pe energia colectivă, nu la toată lumea se potrivește. În această lectură voi folosi un singur tip de carduri, cardurile de tarot, în special tarotul clasic. Voi extrage câte două carduri pentru a înțelege mai clar mesajele transmise de către cardurile de tarot, de către tarot, energia tarotului. Haideți să începem lectura, să vedem care sunt cărțile, care sunt mesajele tarotului pentru voi, dragi săgetători. Pentru luna august 2024. Să vedem. Primele cărți care încep lectura săgetătorilor pentru luna august sunt Forța din Arcana Majoră și 10 Spade din Arcana Minoră. Aceste carduri vorbesc de o situație actuală din viața voastră. Planuri eșuate, înfrângere, chiar o situație dramatică. Tristețea, lacrimile și pierderile au luat locul zâmbetelor și al bucuriei. Aceste lucruri tragice nu înseamnă că situația va rămâne blocată așa. Avem aici semnul infinitului. Acest card, forța sau puterea, este o arcană majoră pozitivă și foarte puternică. Ea mai semnifică și semnul zodiacal leu, sau un semn de foc care te reprezintă chiar pe tine, drag săgetător. Această carte, acest card, energia cărți de tarot și cu acest card mai negativ al tarotului, 10 spade, îl va ajuta, o va ajuta. Deci cardul ăsta al puterii va ajuta foarte mult cardul negativ. Ce spun aceste carduri? Lucrurile vor părea dramatice o perioadă, dar vei reuși să te refaci și să mergi mai departe. Vei avea forța, vei avea puterea să te ridici de jos și să mergi înainte, să lași aceste probleme, aceste griji, aceste dureri ale trupului, ale sufletului și să mergi aici unde te așteaptă
soarele, unde te așteaptă lucruri mai bune, mai de viitor. Forța din arcana majoră vine și te va ajuta să te ridici. Dacă ai suferit o problemă de sănătate, te vei însănătoși, te vei ridica din patul suferinței. Dacă ai fost într-o despărțire, acest card, forța, vine și îți dă putere să te ridici, să lași trecutul în urmă și să-ți vezi de viața ta în continuare. Pierderea nu este completă, dar nici nu poate fi evitată în vreun fel. Ai trecut prin vremuri grele până acum, dar în această lună vei avea puterea să încerci să te refaci. Este bine că te gândești la niște planuri și la niște soluții, însă ai grijă să nu faci aceleași greșeli care au contribuit la apariția problemei anterioare. Este posibil să aveți de-a face cu cineva din zodia Leu, așa cum am spus, o persoană care o să vă ajute, care o să vă dea puterea de a vă ridica din situația actuală. Judecata din arcana majoră și regina de bâte. Aceste două carduri reprezintă caracterul tău. Înseamnă că ești o persoană directă și un lider cu o viziune clară. Știi întotdeauna în ce direcție să mergi și atunci când în calea ta apar bifurcări, fiecare persoană va trebui să răspundă pentru faptele ei, pentru faptele înfăptuite de-a lungul vieții. Așa că trebuie să fii pregătit, drag săgetător, pentru acest lucru. Judecata din arcana majoră îți arată că ai ajuns la o piatră de hotar și că trebuie să te hotărăști în ce direcție să te îndrepți. Vei fi eliberat de resentimente adunate din trecut, însă va trebui să faci o schimbare mare în viața ta, una care include fapte bune. Trebuie să le acoperi pe cele rele pe care le-ai făcut până acum. Altfel vei suporta consecințele mai târziu. Ai idei foarte bune pentru viitorul tău, dar cel mai important este că ai pe cineva în jurul tău, o femeie, o fată, care te va susține necondiționat în tot ceea ce vrei să faci. Poate fi partenera de viață, poate fi o soră mai mare, poate fi mama sau o prietenă foarte bună. Nu dezamăgi acea persoană, drag săgetător. Mergem mai departe cu două arcane minore, regele de bâte și șapte de cupe. Ești un mare visător, săgetătorule, din fire, dar nu faci pașii potriviți pentru a vedea îndeplinite obiectivele pe care ți le-ai propus. În această perioadă ești norocos să te afli
într-o poziție în care poți alege dintre diverse opțiuni. Dar gândește-te bine înainte de a lua decizii importante. Ai un ego cam mare, drag săgetător, și ego-ul tău te-a împiedicat în trecut. De data aceasta, ar trebui să te străduiești să găsești echilibrul înainte de a merge mai departe. Dacă ești într-o relație, unul din voi minte foarte mult. Este timpul să te uiți bine la persoana cu care ești și să vezi dacă merită să lucrezi pentru această relație. A avea un partener poate fi grozav, dar nu face niciodată greșeala de a-l pune pe un piedestal. Te-ai putea trezi orbit de cine este el sau ea cu adevărat. Mergem mai departe cu pustnicul din arcana majoră și asul de bâte din arcana minoră. Vei avea momente, drag săgetător, să te izolezi, să stai cu tine, să nu vezi pe nimeni. Ai nevoie de liniște pentru a aprofunda ceea ce te macină. Este vorba despre acea singurătate după care tânjești atunci când cauți un răspuns în sufletul tău. Poate fi vorba despre vocea ta interioară care încearcă să-ți transmită un mesaj important, ori despre o persoană importantă. Ascultă cu atenție mesajul care ți se transmite pentru că te va ajuta să-ți schimbi perspectiva asupra vieții. Însă doar după ce vei reflecta singur la ceea ce te înconjoară, vei putea găsi o soluție. În această lună august va fi o schimbare pozitivă și una pe care ți-ai dorit-o, așa că apuc-o cu ambele mâini. Mergem mai departe cu încă două carduri de tarot, o arcană majoră, împăratul, și o arcană minoră, 10 de cupe. Săgetătorule, te vei înconjura cu oameni care chiar ai nevoie în aceste momente. Cu oameni iubitori, oameni prosperi, oameni de succes, oameni fericiți, cărora le place. La rândul tău, fii bun și fă bine. Cu siguranță vei fi cu oameni corecți. Cine se aseamănă, se adună, nu? Deci, te vei înconjura de oameni foarte buni, frumoși la chip și la suflet, prieteni buni, familii bune. Așa că o să fii înconjurat de oameni care influențează, dar te influențează într-un mod bun, un fel de multă încurajare. Aceste carduri au energia puternică a inimilor conectate, a iubirii uriașe și a acceptării devotate. O mare familie fericită, uitați aici, în acest card, o familie fericită. Este un da uriaș pentru relații și dragoste. Permite energiei expansive a inimii tale, drag săgetător, să se reverse în toate conexiunile tale
inclusiv în cele cu comunitatea ta. Dacă sunteți în căutare pentru a găsi fericirea, amintiți-vă că bucuria voastră va veni doar din interior spre exterior. Așteptând ca alți oameni sau lucruri mai bune să vă creeze fericirea, vă subminați, să-i spun așa, propria putere de a crea sentimente de iubire. Săgetător, adu-re cunoștință și generozitate în viața ta în fiecare zi. Concentrează-te pe ceilalți și dăruiește-le energia ta prin timp, prin bunătate și serviciu. Aici pot vedea semne de pământ precum Taur, Fecioară, Capricorn. Puteți avea de-a face cu aceste semne zodiacale în această lună august. 6 bâte și 9 de monede, două arcane minore pentru voi, dragi săgetători. Văd o victorie aici, o mare victorie. Savurați dulceața acestei victorii. Ceva la care ai lucrat se va încheia în sfârșit cu succes și este timpul să-ți sărbătorești victoriile, drag săgetător. Dați-vă permisiunea de a vă bucura de strălucirea caldă a realizării și permiteți comunității de susținere din jurul vostru să fie martoră și să aprecieze progresul pe care l-ați făcut. Acordă-ți timp pentru a vedea propria strălucire, ce este la fel de importantă ca să faci următoarea mișcare în călătoria ta. Acceptarea succesului va însămânța mai mult din el. Alți oameni vor apela la tine pentru înțelepciune. Așa că, dragi săgetători, faceți un pas și împrăștiați-vă strălucirea. Amintește-ți că nimeni altcineva din lume nu are magia ta și că cea mai importantă persoană pe care să o impresionezi din toată lumea ești chiar tu. Independența financiară și liniștea sufletească vin la tine în această lună, drag săgetător. Zilele negre s-au terminat, a venit timpul tău. Prin muncă grea ai atins un anumit standard de viață și cu toate drepturile. Acum ar trebui să te bucuri de el, de acest standard. Răsfață-te și bucură-te de lucrurile mai frumoase din viață. Mergem mai departe cu două carduri pozitive. Soarele, cea mai pozitivă carte a tarotului, este o arcană majoră și o arcană minoră, 9 de bâte. Superbe carduri pozitive și de succes. Văd că nu vei înceta să lupți până când nu obții ceea ce îți dorești. Vei ajunge acolo, dar nu te da bătut. În schimb, reamintește-ți, drag săgetător,
că ești o persoană puternică. Universul continuă să-ți ofere oportunități, dar nu le respecti întotdeauna. Soarele, ia uite ce soare frumos aici, vine pe strada ta, drag săgetător. Ești întreg, ești mai mult decât suficient. Strălucești ca soarele când ești fericit și vei fi fericit. Am ajuns și la ultimul mesaj al tarotului, să vedem care este mesajul pentru încheiere de lectură pentru săgetători luna august 2024. Dacă rezonați, vă rog să-mi lăsați un comentariu sau dați-mi un like. Vă mulțumesc și vă binecuvintez. Trei săbii, trei spade. Dacă ești un săgetător singur, ești blocat în trecut și nu poți trece de durerea pe care ai experimentat-o în relația anterioară sau relațiile anterioare. Dacă în prezent ești într-o relație, probabil că există tensiune între tine și partenerul tău, acum mai mult ca niciodată. Acest lucru ar putea duce la separare și un divorț iminent, dar cel puțin indică un resentiment tot mai mare în relația ta. În loc să locuiți în trecut, atât tu cât și partenerul, este timpul să acceptați în sfârșit durerea pe care o simțiți și să treceți la următorul capitol. Lasă trecutul în urmă, drag săgetător, sfătuie-l și pe partenerul de viață să lase trecutul în urmă, ștergeți totul și mergeți înainte împreună. Trecutul este trecut. Luați-l ca o lecție. Lăsați-l în urmă. Priviți înainte către viitor împreună. Cam atât, sper că ți-a plăcut lectura și ai dorit să-ți petreci din timpul tău cu Rina Devi aici pe canalul Raze Divine. Îți mulțumesc și te binecuvintez! Dacă îți place ceea ce fac, lasă-mi te rog un comentariu, lasă-mi te rog un like. Dacă te-ai abonat, îți mulțumesc. Dacă nu te-ai abonat încă, te rog să o faci. Abonarea pe acest canal este gratuită. Apasă, te rog, butonul din dreapta jos aici a canalului, unde scrie abonează-te și vei primi notificări de fiecare dată când eu postez ceva, atât în comunitate cât și pe canal. Amintește-ți, drag săgetător, că ești un co-creator al realității tale și astfel devii proprietar al destinului tău. Mulțumesc pentru participarea la această comunitate de conștiință. Ne reauzim curând într-o nouă lectură. La revedere!